Nu țineți în voi lucrurile astea. Pot să mori cu o povară din asta. Scrie pe o hârtiuță tot ceea ce te frământă. Tot ce ți-e rușine să spui. Când ajungi sub epitrahir și îi dai hârtiuța preotului ca să citească, să-i spui doar atât. Nu mă întrebați nimic pentru că îmi e rușine pentru că preotul din ce ai scris acolo va deduce ce trebuie să dezlege. Am avut cazuri de genul ăsta și ca să încurajez și să stârpesc prostia asta, pentru că apare următorul lucru. În momentul în care ai o relație cu duhovnicul și te știi de multă vreme, se creează o mică familiaritate sufletească și nu vrei să-și strice părerea despre tine sau să te privească cu alți ochi. Dar eu totdeauna le spun, pentru nimicul ăsta stai atât de încărcat. Și dacă au trecut de la înfăptuire 10-15 ani, nici nu mai dau canon, căci se prescrie ca la avocat. Nu țineți în voi lucrurile astea, pentru că nu zidesc sufletește și rămâneți încărcați. Poți să mori cu o povară din astea, și ați citit în mântuirea păcătoșilor și în ușa păcăinței, că orice păcat nespovedit pe pământ rămâne nespovedit și nedezlegat în cer la Dumnezeu. Toată lumea a desfrânat, toată lumea a păcătuit, toată lumea a greșit, a băut, a fumat, dar eliberează-te să scapi. Nu țineți nimic în voi, eu o prostie. Și ce dacă știe părintele? Da, părinte, atâta aminte am avut atunci, atât am putut face. Acum știu care e legea, toți am fost tineri și am păcătuit. Marele Antonie Plămădeală spunea așa, în momentul în care venea la mine un om cu probleme și mai grele și mai apăsătoare și mai periculoase, asta era termenul pentru... Abateri grave. Stăm și mă uitam. Și îl priveam pe omul respectiv și mă întrebam: Ce aș vrea eu să aud dacă aș fi în locul lui? Și automat îl iertam. Așa este și cu dumneavoastră. Preotul și duhovnicul are rolul de a dezlega, de a ierta, până obosește cu bucurie în suflet, pentru că mai găsim în popor urmele părerii de rău și ale pocăinței. Părintele Calistrat Chifan